Un bărbat de 25 de ani din Alba Iulia, dat în urmărire națională, a fost prins joi 10 septembrie pe raza municipiului Sebeș. Acesta a fost depistat de către polițiștii de la Urmăriți, în municipiul Sebeș. El se sustrăgea executării unei pedepse privative de libertate de 2 ani închisoare pentru comiterea unei infracțiuni rutiere, respectiv cea de conducere sub influența băuturilor alcoolice. Totodată era dat în urmărire la nivel național. Bărbatul se sustrăgea executării pedepsei și era dat în urmărire din data de 5 august. Acesta a fost depus la penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.